Partea de beci. Avem și șepci de protecție. Mașina de must, de stors mustul. Și mergem în jos să vedem cum arată beciul. Deja mi se pare fain. Cellar. Un beci serios. Vedeți și voi cum se făcea mustul, niște butoaie cu tocăi, cu vin. Probabil că aici se scurgea mustul, partea aia. Ce vedeți oamenii care au lucrat și cum au lucrat. E aici o să fie mai greu de intrat. Ne plecăm. E super! Așa ceva să ai acasă, fraților. Un beci din piatră. Vedeți, e făcut din piatră. Niște sticle de vin în capăt, butoaie. Și acum mă duc să văd ce sticle de vin au pe aici. Poate îmi fac o idee ce să cumpărăm. Se toate este tocoi. Închise cu lacăt, cu fier. Probabil că mai fost oameni care au vrut să le iei. Scris pe butoi fiecare câți litri, 136, 229, 133,5, exact, trecut pe butoaie cantitatea. Niște butoaie de sticlă, sunt butoaiele și aici iară trebuie să ne aplecăm jos, să ieșim din beci. Avem o cameră de văzut, să vedem cum arată următoarea cameră. Și aici sunt caschete. Super. Aici e istoria locului. Deci au găsit artefacte de acum de 2 milioane de ani în urmă. Artefact din zona Tocăiului. Alte artefacte, 750 de ani dintre lui Hristos, 2800 de ani, 800 de ani, 800 de ani, 169, asta e deja în era noastră. S-a făcut biserica și... Deci această casă este din 1711. Atunci s-a făcut acest beci. Vedeți și voi cât s-a lucrat. Astea sunt niște pietre, cum s-a lucrat. De unde a venit piatra, vedeți și voi. Și domnul, asta cu ciocanelul, și fiecare bucată de piatră de aici, am spart-o ca să fie pereți de la... Aici vedeți o zonă din minerit, cum au scos pietrele, foarte interesant. Și un preten pentru sfârșit, care lucra împreună cu minerii,